Și pentru ultima conferință, proiectului de consolidare, restaurare și depunere în valoare a Palatului Dimitrie Ghica din Comănești. Pentru noi este foarte important să recording in progress. O clipă, vă mulțumesc și vă cer permisiunea să înregistrez această conferință. Cred că e o problemă din partea nimănui. Nu. Nu este nicio problemă. Ok. Pentru început, eu am să vă pun un material, un material de informare. Am să vi-l și citesc. Și după aceea o să discutăm pe tema materialului. Sper să reușesc. Vede toată lumea materialul? Absolut. Da? Da, se vede. Da. Deci materialul este despre proiectul de consolidare, restaurare și punere în valoare a Palatului Dimitrie Ghica Comănești, Casa Dalí. Ansamblul Palatului Ghica Comănești, cuprinzând palatul și parcul, este înscris în lista monumentelor istorice ca un monument de arhitectură și este protejat prin, numai o clipă să o primim și pe Alina Gură. A, păi să ne dai la mai mulți, că mai mulți sunt. Și Florei lângă mine, că nu putea să intre. Eu am dat la toată lumea care a cerut. Da, nu știam de ce nu putea intra. Mai e cineva care nu poate intra? Nu știu, dar pe parcurs dacă vezi că îți mai cere cineva permisiunea, atunci dă-le acceptul. Și da, bineînțeles. Bineînțeles. Și în continuare, da. Mulțumim! Deci spuneam că palatul este înscris în lista monumentelor istorice, un monument de arhitectură, și este protejat prin legea numărul 422 din 2001, cu modificările ulterioare privind protejarea monumentelor istorice. Restaurarea acestui monument cu prioritar al orașului Comănești și acum vedeți monumentul cum arată el astăzi. Proiectul în faza Dalí este finanțat prin timbrul monumentelor istorice, Institutul Național al Patrimoniului, și va putea fi valorificat în cadrul unui program de finanțare nerambursabilă, guvernamentală sau de la Uniunea Europeană. Funcțiunea inițială a Palatului Ghica Comănești era de locuință a uneia dintre cele mai importante familii din Moldova de la sfârșitul secolului XIX, familia Ghica Comănești. Aici funcționează Muzeul de Etnografie și Artă Dimitrie Ghica Comănești. Aveți în imagine o poză veche cu palatul. O clipă că mai avem invitați. Mulțumim celor care ni s-au alăturat. Actuala stare în care se află Palatul Ghica Comănești, monument istoric, este considerată neconformă cu legislația în vigoare care se impune pentru funcționarea sa. Din ce motiv? Din motivul stării avansate de degradare la interior, adică zone cu umiditate ascendentă, porțiuni căzute la tavane, exfolie și alte. Dar și la exterior, cum ar fi tencuiel de spițe, friabilitate ridicată a cărămizilor, sistemul de scurgere a apelor pluviale defectuos, învelitoare deteriorată, lipsa sistematizării verticale și altele. Prin realizarea unei investiții de consolidare, restaurare și punere în valoare a Palatului Dimitrie Ghica Comănești, monumentul istoric va fi consolidat,
restaurat, reabilitat și pus în valoare în vederea dezvoltării localității noastre din punct de vedere cultural, social și turistic. Palatul și parcul Ghica Comâne se află în imediata apropiere a unui alt monument istoric, Vara Comânești. Zonele de protecție a celor două monumente se întrepătrund pe suprafața din partea de sud a palatului, a parcului, scuze. Proprietarul și beneficiarul de folosință a monumentului istoric Palatul Ghica este orașul Comănești, din județul Bacău, din anul 2019. Palatul și Parcul Ghica Comănești face parte din domeniul public al orașului Comănești prin hotărârea de Consiliul Local, numărul 115, articolul 2, din 29 iulie 2019. Palatul Ghica din Comănești, alături de Gara din Comănești, sunt bijuterii ale arhitecturii de la sfârșitul secolului al XIX-lea, cu amprenta istorică a familiei Ghica. Palatul, în care urma să locuiască una dintre cele mai importante familii de boieri, trebuia să fie o clădire somptuoasă, care să servească drept reședință pentru o mare personalitate, dar și locuință pentru familia acesteia. Personalitatea știți cine este? Orientarea familiei Ghica Comănești către stilurile Europei sfârșitului de secol a avut ca soluție angajarea pentru proiectarea palatului a arhitectului francez Paul-Louis Albert Galeron, în spiritul eclectismului de școală franceză, secundat de arhitectul român Constantin Băicoian. Astfel, la sfârșitul, mai puțin că mai intră cineva, mă iertați, spuneam că la sfârșitul secolului al XIX-lea, mai precis în anul 1890, Dimitrie Ghica a construit palatul din Comănești, pe care l-a dăruit fiului său, Nicolae Ghica. Încă de la început, se aude cineva, vă rog să vă dați pe... Dar până la urmă discuțiile au fost între... Mulțumesc! Deci, spuneam că în anul 1890, Dimitrie Ghica a construit palatul din Comănești, pe care l-a dăruit fiului său, Nicolae Ghica. Încă de la început, palatul a fost o adevărată bijuterie, s-a distins în epocă prin sobrietate, rafinament, caracteristici care s-au păstrat în timp. Construcția a fost realizată de meșteri italieni. Aveți în imagini câteva poze din interiorul palatului de pe vremea prințului. Suprafața parcului în care este amplasat palatul este în prezent de 74.200 de metri pătrați. Parcul a fost amenajat după terminarea construcției palatului și impresiona oaspeții prin compoziția sa peisagistă, apreciată pentru frumusețe și echilibru. În acea perioadă, de sfârșit și de început de secol, era greu de găsit un așa parc într-o provincie românească și autentică. Aveți în imagini parcul și palatul. Restaurarea și amenajarea acestui obiectiv se impune cu necesitate nu doar datorită valorii istorice și arhitecturale, cât și datorită faptului că Palatul Ghica Comănești este cel mai important spațiu cultural din orașul nostru, aici fiind organizate lunar manifestări diverse, lansări de carte, seri de muzică și poezie, expoziții de pictură, expoziții școlare, simpozioane. Și aveți în imagini câteva din manifestările de la Ghica.
Palatul și parcul Ghica Comănești este cel mai important obiectiv cultural de pe Valea Trotușului de Munte. Zona care se află este una dintre cele mai bogate monumente istorice, vestigii arheologice și tezauri etnografice. Toate acestea întăresc convingerea că acest valoros monument istoric trebuie salvat și pus în valoare, însemnând un nou început cu impact social, cultural și economic asupra comunității locale și asupra zonei turistice. Astfel, Primăria orașului Comănești a căutat de finanțare nerambursabilă în vederea realizării de studii de specialitate pentru... Rog, pe cine are microfonul pornit, se aude ceva? A, acum nu se mai aude. Da, spuneam că Primăria Comănești a căutat surse de finanțare nerambursabilă în vederea realizării de studii de specialitate pentru proiectul de consolidare, restaurare și punere în valoare a superbului Palat Dimitrie Ghica Comănești. Institutul Național al Patrimoniului, prin Fondul Timbrul Monumentelor Istorice, a lansat un subprogram de elaborare a documentațiilor tehnico-economice în sesiunea întâia din anul 2021. Primăria orașului Comănești a depus și a obținut un proiect de finanțare nerambursabil de la Timbrul Monumentelor Istorice. Valoarea totală a proiectului este de 159.230 de lei, iar cofinanțarea de la bugetul local este de 13,73%, adică 19.230 de lei. În această etapă, faza Darin, s-au finalizat studii de teren topografice și geologice cu asistență arheologică, expertiză tehnică, studiul istoric-arhitectural, studiu biologic, studiu de componente artistice de piatră cioplită, studiu de parament, piese desenate, arhitectură cu detalii și structură, în vederea demarării lucrărilor de consolidare care sunt urgente. În imagini aveți câteva din studiile care s-au petrecut peste vară. Câțiva din experții care au fost la noi în această vară. Parcurgând etapele de restaurare, în variantă optimă sunt propuse următoarele lucrări. În primul rând, lucrări de protejare a patrimoniului mobil, prin desfacerea, protejarea și mutarea obiectelor de patrimoniu mobil, atât a exponatelor de etnografie, cât și a lucrărilor de artă sau alte exponate din expoziție existentă în alt spațiu, până la finalizarea lucrărilor de consolidare, restaurare, sub îndrumarea personalului specializat. Și vedeți câteva din obiectele de patrimoniu mobil. Capetele de cer, trofee de vânătoare, exponate din muzeul de etnografie, pianul. Toate acestea vor fi, în primă etapă, mutate într-un spațiu bun. Acum avem lucrările de consolidare propuse, varianta optimă, și ar fi inventarierea fisurilor și degradărilor, injectări de fisuri la ziduri, arce de cărămidă, injectări în volum ale zidăriei,
Desfacerea planșeilor de lemn și a elementelor componente cu sprijiniri. Dispunerea a două straturi de dulap din lemn, perpendicular unul peste celălalt, în vederea rigidizării în plan a planșeului. Execuția unor galerii cu diametru de 67 de milimetri scure, în vederea introducerii tiranților. Inserarea de centuri forate sub planșeul de lemn de peste parter și cel de peste etaj. Și acum lucrările de restaurare și de punere în valoare propuse. Desfacerea tuturor tencuielilor și zugrăvelilor de la exterior și de la interior, care au fost realizate având în compoziția lor cimentul, ținând cont de faptul că clădirea originală, construcția clădirii originale n-a fost folosit ciment. Desfacerea pardoselilor de mozaic și parchet în zonele afectate de umezială pentru identificarea cauzelor infiltrațiilor de apă care se datorează unor posibile instalații deteriorate sau mai ales a sistemului defectuos de preluare a apelor pluviale și a lipsei sistematizării verticale. În urma sondajelor efectuate, s-a ajuns la concluzia că umeziala nu se datorează pânzei freatice. V-am atașat aici o hartă din proiect, o hartă foarte frumoasă. Alte propuneri. Desfacerea de porțiune a zidurilor afectate de umezială. Refacerea acestora cu zidărie normală și folosirea tencuierilor de asanare cu permeabilitate deosebit de bună la vaporii de apă, în vederea eliminării umidității din zidării. Realizarea barierei orizontale de întrerupere a capilarității în zona de nord a parterului, ca o completare a soluției privind folosirea tencuielilor de asanare. Se știe că în partea de nord umiditatea este mai crescută. Realizarea la parter, tot în zona de nord, perimetral pereților tuturor încăperilor, inclusiv a culoarului, a unui canal de aerare umplut cu pietriș de mărgăritar. Vedeți o altă hartă din partea din spate a palatului. Alte propuneri. Recondiționarea sau înlocuirea tâmplăriei deteriorate, ce înseamnă asta, uși și ferestre, ținând seama de desenul inițial a elementelor de lemn. Restaurarea sau înlocuirea pardoselilor de lemn de la etaj. Desfacerea parchetului și refolosirea acestuia în zona parterului, în vederea realizării straturilor și tratamentelor privind termoizolare și hidroizolare. Refacerea parchetului de sejar, similar cu cel inițial, în zona culoarelor de la parter, unde momentan este mozaic. Aveți câteva poze cu imagini originale de când a fost construit palatul și cu locuitorii lui. Alte propuneri de reabilitare. Desfacerea componentelor planșeului cu recuperarea de materiale în vederea inventarierii degradărilor și consolidarea sau înlocuirea elementelor structurale degradate. Refacerea planșeilor prin înlocuirea grinzilor deteriorate, refacerea straturilor planșeului, completarea cu izolații de celuloză sau vată bazaltică și realizarea tencuielilor pe plasă Rabiț. Reamenajarea și dotarea unor spații necesare pentru restaurarea obiectelor din patrimoniu mobil care vor putea fi expuse. Aveți o hartă cu compartimentarea încăperilor. Alte propuneri, revizuirea șarpantei și înlocuirea elementelor deteriorate, capete, tălpi, copi, pene, căpriore, asterială și așa mai departe. Ignifugarea și biocidarea tuturor elementelor șarpantei și asterelii cu soluții omologate. Înlocuirea învelitorii, adică acoperișului,
tot cu tablă de aceeași culoare și calitate, precum și revizuirea și consolidarea elementelor decorative și funcționale, turnulețele, fleșe, lucarne, coamă. Refacere tencuielilor și zugrăverilor de la exterior pe bază de var hidraulic, în nuanțe de gri, bej, gălbui, luând în considerare zonele cu tencuiele originale. Trebuie să precizez că expertul a descoperit că culoarea originală de la exterior era un gri, bej, gălbui. Dacă treceți pe lângă palat, o să vedeți unde s-a luat probă și s-au descoperit toate vechile văruieli. Refacerea tencuielilor și zugrăvelilor de la interior, pe bază de var hidraulic, în nuanțe de bej, gălbui sau alb, în funcție de destinația încăperilor, luând în considerare conservarea și punerea în evidență a zonelor cu tencuieli istorice, cu elemente decorative sau picturi. Realizarea unui acoperiș provizoriu în timpul lucrărilor. Refacerea sistemului de scurgere a apelor pluviale, adică jgheaburi și burlane. Aveți în imagine expertul care a luat probe de vârial. Alte propuneri, pe exterior, refacerea trotuarului din dale de piatră, cu pantă de scurgere și rigole dirijate spre rețeaua de canalizare. Trotuarul va fi coborât la nivelul de călcare inițial, conform sondajelor geotehnice făcute astăvară, realizate cu asistența arheologică. Refacerea elementelor decorative de la fațadă și recondiționarea finisajelor și decorațiilor din salonul coloanelor. Restaurarea tuturor elementelor din piatră pe baza unui proiect, realizat la faza de proiect tehnic de un specialist expert restaurator în piatră. Înlocuirea treptelor uzate din piatră cu dale din piatră. Refacerea blazonului din piatră a familiei Ghica de pe turnul de veghe din fațada principală și de pe frontonul rezalitului central din fațada principală și vedeți imediat o poză cu locurile unde a fost blazonul. Continuăm cu completarea și restaurarea vitraliilor din zona scării principale, restaurarea ferestrei ovale, care acum este astupată, cu vitralii din aceeași zonă, restaurarea vitraliilor ușii de acces din partea de nord a palatului și refacerea vitraliilor ușilor din exterior. Înlocuirea lambriurilor realizate pe holuri între anii 1983, cu lambriuri din lemn de stejar, copie fidelă a celor originale din fosta sufragerie de la parter. Restaurarea și completarea grilajelor la ușile de acces din exterior cu elemente de decor conform unor modele originale existente. Aveți două poze din interior. Observați că nu era nici oglinda. Acestea sunt vitraliile sau ce-a mai rămas din ele. Refacerea instalației și remontarea ceasului în lucarna corpului central din fațada posterioară. Restaurarea sobelor existente în vederea funcționării acestora și completarea cu sobe în stilul epocii palatului în încăperile mari, acolo unde existau inițial, care au ca și corespondent coșurile din șarpantă și respectiv de pe acoperiș. Amenajarea unei rampe de acces din exterior pentru persoane cu handicap locomotor din zona de nord a palatului. Amenajarea unui grup sanitar pentru persoane cu handicap locomotor în cadrul grupului sanitar din nord. Vedeți imediat o poză cu turnul din spate în care era ceasul. Dotarea cu echipament de acces pentru persoane cu dizabilități de tip servoscară la interior,
în vederea folosirii acestuia la scara de acces de la etaj din partea de sud a palatului. Astfel, circuitul muzeal se va putea realiza din partea de nord spre partea de sud și apoi la etaj. Refacerea împrejmuirii din strada Republicii. Gardul va fi realizat din fier forjat, deci nu așa cum a fost gardul original, împrejmuirea originală din piatră și foarte înalt. Noi îl punem în valoare și evident trebuie să se vadă, nu? Spuneam că gardul va fi din fier forjat cu elemente de desen preluate de la poarta originală, care va fi și ea la rândul ei recondiționată. Refacerea, refuncționalizarea și punerea în valoare a fântânii din fața palatului. Placarea cu dale de piatră a aleii din zona intrării și din jurul fântânii. Observați scara principală interioară, care este originală, și zona care va fi placată cu dale de piatră. Și spuneam că în cadrul acestui proiect nu s-a intervenit deloc în compartimentare și în funcțiuni. Amplasarea garderobei din zona scării a grupurilor sanitare a rămas neschimbată, cu excepția recompartimentării unui singur grup sanitar pentru persoane cu dizabilități, în cadrul grupului sanitar din partea de nord. Evident, suntem obligați să oferim acces și persoanelor cu dizabilități, deci automat este singura modificare adusă construcției originale. Noi mulțumim echipei expertului tehnic care s-a străduit să păstreze și să pună în valoare și să pe evident acest proiect. Sperăm că o să opresc materialul. Așa da. Și eu. Mulțumim mult, Cristina, că ne-ai prezentat și ne-ai ajutat să facem aceste 4 conferințe de presă pentru Muzeul Ghica, care este monumentul nostru de seamă din oraș. Și apreciem foarte mult pozele pe care ne le-ai arătat, ne le-ai afișat. Și vorba ta caldă și prin deduc la ceea ce ne-ai pregătit în material. Mulțumim celor care au fost alături de noi. Sperăm să reușim să facem cât mai repede și implementarea și să ne vedem cu bine la palat. Vă urăm tot ce e mai bun. Sănătate! Mulțumim și mulțumim că ne-ați ascultat. Vă ținem la curent cu următoarele etape. O zi frumoasă să aveți. Mulțumim la fel. La revedere.